Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată, începem o nouă săptămână, foarte puțin timp a mai rămas până la începerea campaniei electorale. Astăzi îl avem ca invitat în studioul Capital TV pe domnul Emanuel Cleș, candidat ALDE pentru funcția de primar al Devei. Îi spunem bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Cleș, tema emisiunii de astăzi este o nouă viziune pentru Deva. Mai este puțin timp până când începe campania electorală, așa cum spuneam. Sunteți pregătiți pentru ea? Cum o anticipați? Cum o vedeți deja? Suntem pregătiți și nu numai că suntem pregătiți, ne pregătim de o bună perioadă de timp, pentru că de foarte mult timp în municipiul Deva lucrurile nu se desfășoară cum ar fi normal. Tocmai de aceea am considerat că este necesar să ne implicăm în mediul politic și în administrația publică, chiar și generația tânără, și când mă refer la tânăr, mă refer la toți cu vârsta sub 40 de ani. Și am speranța și convingerea că la finele acestei campanii, care sper să fie o campanie frumoasă, o campanie care să fie de fapt o dezbatere de proiecte, o dezbatere de soluții, o prezentare de echipe care se aliniază în spatele fiecărui candidat pentru funcția de primar, o campanie care să genereze o viață mai bună pentru locuitorii municipiului Deva, fie că discutăm aici despre noi cei care candidăm, fie că discutăm despre cei care, pe care îi vom schimba din funcție de administrație publică, fie că discutăm despre deveni, adică despre toată lumea, despre părinții noștri, bunici, copii și noi înșine. Sunteți optimist când spuneți că vedeți o campanie electorală, cum a spus, din care doar Deva nu se câștige sau chestii de genul ăsta? Da, am fost obișnuiți, cel puțin așa am constatat eu în ultimile campanii, în ultimii 4-8 ani de zile, că toți edilii sau toți cei care se prezentau în fața electoratului aveau o campanie în care promiteau marea cu sarea, cu niște proiecte fabuloase, fantastice, dar constatăm acum la sfârșit de mandat sau de ciclu electoral că acele proiecte n-au fost altceva decât o tentativă reușită sau o strategie de a aduna cât mai multe voturi pentru a le facilita accederea unora sau altora în funcții publice, de unde mai apor să-și rezolve, să-și mulțumească sponsorii de campanie, să se gândească la ei și la grupurile de interese care i-au susținut pentru a ajunge în aceste funcții și foarte puțin sau poate absolut deloc pentru proiectele pe care le-au propus devenilor și care ar fi trebuit să fie rezolvarea soluțiilor cu care noi, cetățenii, ne confruntăm. Asta e o afirmație destul de apăsată, ca să nu spun gravă, că vis-a-vis de grupuri de interes. Există astfel de grupuri de interese în momentul ăsta, din punctul nostru de vedere? O știm cu toții. Există grupuri de interese. Ar trebui să știți, pentru că locuiești noastră în Deva și vedeți ce se întâmplă. Trăiți o mare parte a vieții dumneavoastră și munciți în Deva, aveți interacțiuni cu mediul de afaceri, cu administrația publică, presupun, cu servicii ale administrației publice, cu diverse entități publice aflate în subordinea Consiliului Local și pot să afirm că da, sunt astfel de grupuri de interese, care unele dintre ele chiar, poate chiar oculte, care au interesul să mențină pe anumite poziții cheie în funcții de decizie anumite persoane. De exemplu, domnul. În această situație se regăsesc aproape mai toți cei care au fost până astăzi în primăria municipiului Deva. Și de ce spun acest lucru? Pentru că am văzut cum firme, agenți economici au prosperat, am văzut companii care s-au înființat, care au avut o durată de viață strict pe mandatul unui primar sau altuia. Deci sunt prea multe coincidențe. Ori eu, ca și persoană, nu prea cred în coincidențe, fie nici când e vorba de politică, dragoste, afaceri sau în viață, în general. Deci pot să vă spun că
Uitați-vă în oraș. O să vedeți încă de acum 2-3 săptămâni au apărut foarte multe bannere cu candidați, cu spoturi de campanie, cu acele panouri publicitare. Nu știu dacă știți, dar pot să vă spun că un astfel de panou costă pentru o săptămână, două săptămâni, undeva peste 1000 de euro. Ori acei bani, dacă este să facem o analiză a nivelului de salarizare al candidatului pentru funcția de primar, pentru primarul în funcție sau pentru viceprimar sau pentru administrator public sau așa mai departe, sau pentru un om de afaceri, dar când discutăm despre un om de afaceri, discutăm totuși de bani privați și nu bani publici, că dacă ești primar, ești plătit din bani publici, deci oarecum tot din bani publici trăiești, o să vă dați seama că acele bugete pe care unii candidați muncești, categoric muncești, doar că rezultatele nu apar, dar tu muncești. Așa, asta este o altă problemă cu care muncim, dar fără rezultate, dar o să ajungem și acolo. Da. Deci acești bani pe care unii candidați îi injectează în activități de promovare, fie că discutăm de publicitate stradală, door-to-door, emisiuni și așa mai departe, cu siguranță îi provin de undeva. Vă spuneam de acele grupuri de interes. Da, sunt, pornesc de la premisa că dacă acele grupuri de interese n-ar exista sau dacă ar fi din ce în ce mai reduse și nu s-ar manifesta strict în interes personal, cu siguranță devenea ar avea o viață mai bună. Și vreau să vă spun că în această săptămână începe oficial campania, perioada de campanie electorală, adică acele 30 de zile anterioare zilei votului, în care voi prezenta public programul meu electoral, oferta mea de guvernare pentru următorii 4 ani, în care o să vedeți o schimbare în abordarea pe care am văzut-o până în prezent în tot ceea ce înseamnă servicii externalizate în administrația publică locală. O să încerc pe cât posibil să elimin fenomenul de corupție din primăria municipiului Deva și din toate serviciile subordonate acesteia, pentru că este bine cunoscut faptul că atât România, cât și în județul Hunedoara, cât și în municipiul Deva și mergând până în ultima comună din cel mai îndepărtată zonă sau accesibilă zonă, corupția este prezentă. Ori o cauză a sărăciei în care astăzi noi ne regăsim, fie că discutăm despre națiunea română, fie că discutăm despre locuitorii județului Hunedoara, fie că discutăm despre municipiul Deva, este acest fenomen al corupției care, în ciuda unor eforturi de a fi oprită sau stăpită, ea încă se manifestă și acest fenomen ne ține la un nivel de subdezvoltare, ne ține captivi într-un sistem, niște prizonieri al acestui fenomen. Până acum, din ce îmi spuneți dumneavoastră, am prezentat situația cel puțin din Deva într-un mod ușor apocaliptic, cu ghilimelele de rigoare, adică ba corupție, ba grupuri de interese, ba mă simt ca într-o mică, eu știu, camora. Până la urmă, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Corupția în sine este un fenomen care este prezent în toate activitățile, inclusiv în administrația publică locală. De ce spun acest lucru? Este pentru că în urma unei analize a site-ului primăriei municipiului Deva, am văzut că primăria depusese un astfel de proiect pentru a combate corupția și pentru a reduce sau pentru a sprijini măsurile de combatere a corupției. Ori dacă corupția nu există, tu nu ai ce să combați. Deci inclusiv primăria municipiului, prin proiectul pe care l-a depus, admite între ghilimele că se confruntă cu un fenomen al corupției și au încercat. Să vedem acum ce măsuri au depus un astfel de proiect pentru a sprijini măsurile anticorupție. Sperăm că rezultatele să fie favorabile atât administrației publice locale, cât și cetățenilor. Pentru că e vorba de bani publici care s-au cheltuit, care s-au alocat. Sunt anumite activități care s-au derulat, formare profesională, cunoașterea legislației specifice pentru prevenirea și combaterea corupției și multe alte activități, informare și așa mai departe. Păi bun, acum degeaba, din punctul meu de vedere, asta e un fel de gargară, vă rog să mă scuzați. Cu formare profesională, cu cunoașterea legislației specifice și așa mai departe. Până la urmă, omul care vrea
să se lasă corupt, se va lăsa mai devreme sau mai târziu, pentru că mai e o vorbă care spune că fiecare are prețul lui, nu? Nu numai că vă scuz, dar vă și înțeleg. Vă înțeleg nu modul... Înțelegeți, ba, eu chiar vă înțeleg și vă înțeleg modul de a gândi atât al dumneavoastră, cât și a multora dintre cetățenii cu care eu mă întâlnesc zilnic și dialogăm, schimbăm idei, care îmi spun același lucru sau un lucru similar cu ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Că hai mă, că nu putem să facem, că întotdeauna se... Că nu putem să facem. Că fiecare om își are prețul, că l-o adică toți avem câte un interes. Eu... am plecat în această competiție electorală și din totdeauna am crezut că lumea în care trăim poate fi mai bună și că toți merităm o viață mai bună. Fie că e vorba despre deveni, de cei tineri, de cei mai pensionari, de cei care sunt în câmpul muncii, indiferent de clasa socială de unde provii, indiferent de categoria de vârstă, indiferent de, știu eu, că ești devian, hunedorean, brădean, toți, în ansamblul nostru, putem trăi o viață mai bună. Iar acest fenomen despre care l-am adus în discuție, corupția și lipsa de performanță în tot ce înseamnă administrația publică, ele pot fi combătute și pot fi depășite anumite momente, inclusiv de la acea coruptibilitate despre care a spus că fiecare suntem dispuși. Eu nu văd o așa. Fiecare suntem dispuși. Mulți dintre noi. Ei, locul acelora care sunt dispuși la fapte de corupție nu este într-o funcție în cadrul unei administrații publice. Deci acei oameni trebuie să plece acasă. Fie că discutăm despre un om care în tentativa lui eșuată încearcă să fenteze un examen de promovare la o disciplină, fie că discutăm despre un om care nu își asumă faptele pe care le-a săvârșit cu știință sau fără știință, fie că discutăm despre un om care își impune, face uz de funcția pe care o are pentru a obține niște foloase necuvenite, fie că discutăm despre niște oameni care nu doresc să aibă o... să respecte un cod de conduită și o etică, o integritate în exercitarea funcției. Aceste persoane, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta. Și să știți că am convingerea că în DEVA și în România sunt categorii de oameni care nu se regăsesc în aceste definiții despre care discutăm și oameni care sunt cu bună credință, cu frică de Dumnezeu, oameni care sunt competenți, oameni care sunt dispuși să participe la schimbarea în bine a societății, a orașului DEVA și oameni care vor să construiască orașul și să-și contureze viața, având o viziune și să generăm un oraș în care să ne placă să locuim cu toții, bineînțeles, cu o viață mult mai bună, mai satisfăcătoare. Ce slogan electoral aveți dumneavoastră? Sloganul meu electoral este cel de la care am pornit, că și acela că deveni merită o viață mai bună. Toți merităm o viață mai bună, dar când ne raportăm la municipiul DEVA, am ales să vorbesc despre deveni, despre noi, despre problemele cu care ne confruntăm și modul în care toți împreună, participând, putem să avem această satisfacție de a trăi o viață mai bună noi, copiii, părinții și bunicii noștri. Am întâlnit tot felul de sloganuri electorale în perioada asta, pe care le vom întâlni și în următoarea lună de zile. Dumneavoastră mi-a zis ceva de o viață mai bună. La PSD l-am văzut pe ăsta cu siguranța unui trai mai bun. Și mai sunt. Parcă știu ce am de făcut pentru DEVA. Oricum, sunteți destul de mulți candidați pentru municipiul DEVA. Ideea e că nu înțeleg de ce un primar, poate mă faceți dumneavoastră să înțeleg, sau un candidat la primărie, vine cu sloganul de genul siguranța unui trai mai bun. Păi cu ce mi-asigură mie primarul un trai? Când spun un trai mai bun, eu mă gândesc la buzunar, la papa pe masă, la familia care o duce bine. Asta înțeleg eu printr-un trai mai bun. Nu sunt în măsură să analizez sloganurile electorale a contracandidaților mei și dacă aș fi, nu aș face-o din respect pentru modul lor de a gândi. Ceea ce vreau să vă spun eu este că pe mine ca și persoană, un simplu slogan pe un afiș electoral, fie că discutăm de un banner, de afișul candidatului, de materialele astea publicitare, broșuri, flyere, pliante, nu mă interesează. Dacă ne rezumăm doar la acel mesaj, fără a fi însoțiți de faptele, de sursă de finanțare pentru proiectele pe care le promovăm,
ca să asigurăm un trai mai bun, o viață mai bună, pentru mine acele cuvinte sunt doar un praf în ochi aruncat electoratului sau un ambalaj al incapacității, incompetenței, indolenței și a nepriceperii pe care candidatul respectiv o are. Și mi-aduc aminte că în 2017 am avut un slogan foarte frumos. Hai să batem palma pentru reconstrucția Devei. Uite că la 3 ani de zile de la... Inclusiv eu am bătut palma și acum de multe ori mă gândesc că mai bine îmi dădeam o palmă, deci nu să bat palma. Astăzi avem un oraș într-o stare letargic, adică avem un oraș în care nimic nu se mișcă, în care investițiile lipsesc, în care locurile de muncă sunt din ce în ce mai puține, în care nivelul de salarizare este scăzut sub media regiunii vest sau a țării, cu o populație din ce în ce mai bătrână și mai săracă. Deci, un slogan frumos, a vândut bine, dar faptele sau investițiile, proiectele care ne-au fost promise, nu au fost materializate. Deci, nu cred în slogane cu mâinile curate sau cu mâinile murdare. Asta sau e cu... plagiat din... Era un film prin anii 70, dacă nu mă înșel. Deci, inclusiv lipsa unei inițiative de a-ți asuma un slogan electoral, pentru mine denotă o lipsă de viziune și lipsă de originalitate. Ori eu cred că pentru Deva în anul 2020 e nevoie de oameni care să fie bine ancorați în realitate, să fie ferm pe poziție, să aibă o viziune de dezvoltare asupra municipiului, că pentru mine, un primar, ce înseamnă? Un primar înseamnă un om care are niște obiective clare, încadrate bine în timp, precise, măsurabile, adică vreau să văd niște indicatori. Îi auzim pe toți. Vreau să facem o viață mai bună pentru Deva. Vreau să sprijin dezvoltarea infrastructurii școlare. Ok, bun. Este un obiectiv general. Cum spuneați dumneavoastră, bla, 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 baliverne, nimic concret. Bun. În ce condiții vrei tu să sprijini dezvoltarea infrastructurii alocate învățământului preșcolar, știu eu, gimnazial, liceal sau așa mai departe? Vină cu măsuri concrete. Ori aceste măsuri sau acest tip de abordare de campanie electorală mie mi-a lipsit, am convingerea că și devenilor și cred că acel candidat care va reuși să facă în această campanie un acest fel de program electoral va fi și cel care va avea votul majorității și care va manageriza primăria municipiului Deva și viața noastră pentru următorii 4 ani. Da. V-ați pus bărnare? Nu am ales să mă promovez astfel. Am văzut foarte multe bănere puse în copaci, pe stâlpi. Din punctul meu de vedere, o astfel de abordare este specifică țărilor mai puțin civilizate. Discutăm de Bangladesh, Siria, India și mai departe. Păi ce ați văzut prin Bangladesh bănere? Cred că mi-a fugeam acum cu mintea și de acele fire care atârnă pe stâlpuri și oameni care călătoresc aiurea. Deci, acolo cred că s-ar peta astfel de abordări. Cred că în anul 2020 ar trebui să lăsăm toate metehnele astea împământânite în noi și în tipologia de a face inclusiv campanie și mai apoi să mergem să facem politică, să facem și administrație. Dar poate că fiind un om tânăr, că am doar 36 de ani și provin din generația post-decembristă, că aveam 6 ani la Revoluție, cred că această viziune este cea pe care noi va trebui să ne clădim viitorul, pe care să ne fundamentăm acea bază solidă pentru a construi acest oraș, a-l moderniza și de a-l și relansa economiile, adică că stai în praf. Să știți că mulți îmi spuneau că tu vorbești tot cu tinerii sau așa mai departe. Da, domnule, eu cred că tinerii sunt cei care ne abdatează, care ne readuc în viață, în momentul în care trăim. Tinerii este cei care te ancorează în perioada vieții. Deci, cred că aceste bannere sunt depășite, la fel cum cred că acele afișe electorale puse excesiv, deranjant de multe ori, pe toate clădirile, stâlpi și așa mai departe. Păi, numai, gata, acum special în locurile de afișare. Sunt. Nu? Legislația prevede că primăria municipiului Deva sau prefectul, primăria va trebui să specifice care sunt locațiile unde pot fi amplasate acele afișe. V-aș invita să mergem să facem o vizită, să vedeți cum este abordarea și pentru ocuparea
locurilor unde un afiș va fi amplasat. Păi, una, afișe peste afișe... Afiș, un singur afiș pe panou. Teoria sună bine, practica ne omoară. Păi, așa am pățit... Și o să vedem cine peste cine se lipește. Așa am pățit și cu promisiunile electorale. În teorie suntem foarte buni, în practică catastrofe. Cred că lumea poate fi mai bună și de aici am și plecat. Dar am ales să candidez la alegerile locale din anul 2020, din 27, pentru că Deva se îndreaptă într-o direcție greșită. Lucrurile chiar nu merg bine în Deva. Ori cineva trebuie să vină să producă acea schimbare de care noi avem parte și chiar îmi doresc ca cât mai mulți cetățeni să fie parte din schimbarea pe care și-o doresc și ne-o dorim cu toții. Și cred că reușind acest lucru vom oferi acea viață bună inclusiv familiei primarului. Deci vreau să înțeleagă inclusiv domnul primar că dacă vom reuși să ajungem la, în funcția de primar al municipiului Deva, îi garantez o viață mai bună pentru el, pentru familia lui, pentru apropiații lui, pentru cunoștințele lui. Cum? Pentru că depășind nivelul de știu eu, investiții care s-au făcut sau care nu s-au făcut în municipiul Deva, de dezvoltare, tot ce înseamnă infrastructură de sănătate sau servicii medicale, învățământ, o altă problemă pe care o constat. Pe bună asta cu serviciile medicale, dacă vă referiți la spital, spitalul nu este în subordinea primăriei. În subordinea Consiliului Județean. Dar să știți că serviciile medicale nu se oferă doar de către Spitalul Județean. I-am auzit pe mulți contracandidați spunând că Deva are nevoie de un spital municipal. Nu știu în ce măsură va putea cineva, indiferent cum s-a numit el, în perioada imediat următoare, 2020-2024, să reușească construcția unui spital municipal, că am văzut oferte electorale cam la mai toți contracandidații. Eu zic să face trei. Fără să, atențiune, dar fără să-mi indice măcar o sursă de finanțare. În momentul în care prin Guvernul României, cu fonduri europene, se încearcă construirea 8 spitale regionale, vreau să le spun acestor distinși domni, care se văd candidați de primar, dar nici măcar nu știu cam care ar fi sursă de finanțare pentru proiectele pe care le propun, că acest lucru nu va fi posibil. Pentru că acele spitale regionale vor prelua din gradul de încărcare a cazurilor spitalelor județene, adică județeanul de la Hunedoara, de la Deva. Municipalul de la Hunedoara. Nu. De la județul Hunedoara. Spitalul județean Hunedoara cu Timiș, cu Arad și cu Caraș vor avea o suprastructură, acel spital regional, care va prelua toate cazurile grave. Deci va fi o descărcare de sarcini și de ori, nu știu dacă atunci asta ar mai justifica prezența unui spital municipal în Deva, având în vedere că avem deja un spital județean care va fi degrevat de sarcini și de responsabilități, să spun așa. S-ar pune în schimb problema unei policlinici multifuncționale. Sunt anumite specializări ale medicinei, secții, cum sunt ele denumite, care sunt deficitare. Dar pentru aceea va trebui mai întâi să găsim oamenii care să profeseze în acele secții, pentru că degeaba îmi doresc eu să fac o secție de, știu, o chirurgie vasculară dacă nu am doctorul, medicul respectiv. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate. Să vii doar să spui că voi construi un spital municipal. Eu auzeam pe unii prin oraș că, da, candidatul X promite un spital municipal pentru că lucrează la o companie care ar avea ca și obiectiv să primească un astfel de contract, o astfel de lucrare. Deci sunt niște abordări care doar interesul cetățeanului nu le urmăresc și cred că nu așa se face campanie. Deci când mă refer la servicii medicale, mă refer la ceea ce ar putea primi în plus cetățenii la ceea ce există. Avem un spital, avem o latură nouă a spitalului care a fost construită, care se dotează din câte cunosc. Avem în schimb o secție de pediatrie care arată catastrofal, care chiar dacă nu se află în subordonarea directă a primăriei municipiului Deva, aia nu înseamnă că primarul în funcție, indiferent cum s-ar numi el, poate să fie sau este indiferent și nu se interesează să vadă, băi, ok, merg părinții acolo, intră cu un copil suspect de amigdalită sau, nu știu, orice altă afecțiune și iese de acolo bolnav cu alte două, trei afecțiuni. Ar trebui lucrat un pic la fluxurile care le găsim în cadrul unui spital. Ar trebui să vedem care sunt aparaturile de ultimă generație. Soția mea în 2015 a născut, era însărcinată, făceam control atât la spitalul din Deva, cât și la un spital privat, cei drept din Timișoara.
Vreau să vă spun că ceea ce vedeam la Timișoara, la un spital privat, era net superior din punct de vedere al dotării cu echipamente decât ceea ce găseam la spitalul din Deva. Ori dacă un privat poate să se adapteze la noile tehnologii în tot ceea ce înseamnă aparatură medicală, cred că și noi, ca și administrație publică, am putea să avem o implicare mai apăsată asupra alocării de fonduri pentru aceste activități, păi și da, să creștem calitatea serviciilor medicale. Privatul nu dă comisioane la achiziționarea de aparatură. Nu, știți ce face privatul? Privatul generează valoare care este impozitată într-un quantum de 42,5%, mă refer strict la salarii și impozite, că dacă ar fi să adunăm tot ce înseamnă TVA și alte taxe și impozite, depășim, cred că, 60-70%, care acești bani, aceste impozite, formează bugetul general și cel local. Da. Chestiunea este cum administrăm acei bani. Pentru că administrația publică astăzi în municipiul Deva este necredibilă. Ea nu mai are credibilitate. Ea și-a pierdut, nu are misiune, nu are viziune, nu are valori. Dar totuși trebuie să recunoaștem că pentru a prospera și pentru a duce o viață mai bună, administrația este soluția. Dar o administrație făcută de oameni competenți, pregătiți, sinceri, devotați și apropiați cetățenilor și nu acelor grupuri de interese, factori interesați și așa mai departe. Stimați respectatori, Emanuel Cleș, candidat ALDE pentru funcția de primar al Devei, este invitat la Fătorul cu Ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.